Guvernul României a publicat pe site-ul său ordinul premierului Dacian Cioloș de eliberare din funcția unor prefecți și subprefecți din mai multe județe. În ședința de guvern din această săptămână s-a luat decizia încetării exercitării cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii a funcției de prefect pentru George Sava de la Buzău, Cosmin Georgescu de la Prahova și a subprefectului de Neamț, Gheorghe Neculae. Dacă la Prahova a fost numit prefect Aurelia Mitra, cu fost consilier superior la Casa de Pensii, la Bacău subprefectul Sorin Gabriel Ailenei la Neamț, guvernul nu a decis încă ce persoană va ocupa funcția de subprefect. Gheorghe Neculae a fost numit subprefect în urmă cu 2 ani, în martie 2014, la propunerea ex-președintelui Consiliului Județean Culiță Tărâță, plecat între timp la cele veșnice. Fost city manager la primăria Alexandru cel Bun, cunoscut ca fiind mâna dreaptă a primarului Rotaru, Gheorghe Neculae a rezistat și după venirea la Palatul Victoria a tehnocraților lui Cioloș. Surse din presa nemțeană presupun că funcția de subprefect ar putea fi atribuită Emilie Arcan, care a condus în ultimele 6 luni cu mână de fier Consiliul Județean. Zvonul este însă puțin plauzibil, ținând cont că teoretic prefectul și subprefectul trebuie să fie apolitici, ori se știe că Emilie Arcan este o activistă de frunte a PSD-ului.